principalele probleme reclamate de fermieri se referă la impozitarea excesivă a producției din agricultură. Din cauza schimbărilor care apar în sistemul fiscal, se întâmplă de multe ori ca ei să-și greșească, iar agricultorii să plătească biruri mai mari. Am plătit mai departe în sistem real, am încheiat anul 2013, iar pentru 2014 am declarat, m-am înscris cu determinarea venitului în sistem pe bază de norme de venit. Între timp, finanțele, dacă cifrele nu s-au schimbat față de anul anterior, mi-au emis din nou decizia de impunere 260 și acum mă găsesc în situația că am două decizii de impunere și pe bază de norme de venit și determinarea venitului în sistem real. Finanțele deocamdată, ei pe noi vor să ne transforme în agenți fiscali. Noi nu suntem pregătiți pentru funcția asta care vrei să ne dea, obligatorii care noi nu o vrem, și te duci la ei, întrebi, mă, oameni buni, ce declarații facem? Cum trebuie să plătim? Ne mână unii la alții și aruncă vina tot pe noi și nu ne dau niciun răspuns concret. Și am ajuns să facem câte 3-4 declarații fiscale și ei ne fac câte 3-4 impuneri. Un alt aspect reclamat de fermieri se referă la plata impozitului pe venitul obținut din agricultură. Reprezentanții asociațiilor de profil susțin că nu ar fi corect ca oamenii să îl achite în zonele în care culturile au fost distruse vara aceasta de grindină, vijelie sau ploi abundente, pentru că nu au obținut profit. Lipsa de comunicare a reprezentanților finanțelor publice este o altă nemulțumire a fermierilor. Noi am cerut să avem un protocol de colaborare cu finanțele. Ni s-a răspuns că să vadă. De ce să nu fim și noi informați cu... Am cerut să fim informați în timpul anului, dacă apare ceva nou în codul fiscal, să fim direct informați, să asociația să fie informată și după aceea să noi să informăm toți agricultorii să știe ce au de făcut până la urmă. Știți care a fost în Mehedinți vremea, cum a fost vremea în anul acesta, toți fermierii au avut pierderi, grindină, ploi prelungite, n-au putut să recolteze, deci ar că am trebuit să fie scutiți și de impozit. La rândul lor, finanțiștii spun că ei pun în aplicare codul fiscal. Din păcate, în ultimii 10 ani, acesta a suferit aproximativ 170 de modificări, ceea ce îi poate face pe agricultori să se simtă ca într-o junglă. Sigur că au dreptate, pentru că modificările sunt extrem de multe. Apar mereu și profesioniștii contabili urmăresc foarte greu toate aceste modificări. Dumnealor care nu sunt de specialitate, cu siguranță că au impresia că se află într-o junglă a legislației, da? Fiecare trebuie să apeleze la un profesionist contabil care să-l sprijine în activitate, fie să fie mereu atent la modificările legislative. Cei mai curajoși fermieri care s-au simțit nedreptățiți de sistemul fiscal au recurs la justiție. După ce au achitat impozitele către stat, au mers în instanță și au câștigat procesele. Mulți nu și-au primit încă banii înapoi.